Avem așa, Andreea Bostănică versus toată lumea care este fază. Hai să vedem și noi care, Doamne iartă-mă, e fază. Care a observat că Andreea Bostănică a devenit iar controversată. Ziceți-mi și mie dacă e sunetul ok, vă rog. Controversată după atâta timp, iar mai mulți creatori de conținut au vorbit despre comportamentul ei din ultima perioadă. Andreea Bostănică în moment. Andreea Bostănică. Pe Andreea Bostănică peste tot. Andreea Bostănică. Care e faza cu plecările în Dubai? Care e faza cu așa zis și sponsori? 3 luni și după care îmi vei fi soție. Dacă mă bați tu, mă cer tu. Sau cum stă treaba cu felul în care își gestionează comentariile din partea oamenilor? Ea a mai avut antecedente. Nu e prima oară când obține niște reacții. O să acopăr azi cât pot de mult subiectul, mai ales că ajungem și la răspunsul Andreei Bostănică. E perfect, nu perfect, e... perfect, vă pupi. Tocmai la ce vă așteptați. Știu că sunteți invidiați. Sunt prea simpatic, sunt prea șmecher, sunt prea... Mamă, cât de vechi e sunetul ăsta, bro. Da. Și mă luați cu... Deci sunetul ăsta cred că e dinainte să fac eu YouTube. Adevăr că și fac YouTube de o viață. Teo, dar tu ești veteran pe YouTube, frate? Nu, mă! Păi și atunci ce vorbește? Comentarii urâte pe Facebook și nu-mi place. Până rulează intro-ul, nu uitați să apăsați pe subscribe pentru că... Vine la mine la Brăila, a? Nu, da, într-adevăr. Adrian, ești ok? Viața mea, vrei o gură de apă? Vrei o gură de apă, viața mea, că îți dau, am o sticlă întreagă, ești ok? Vrei o gură, eu îți dau de la mine, că n-am de-astea. Repet, unele persoane care se uită nu sunt abonate. Dacă nu mă ascultați, atunci ascultați-vă în capa. Don't forget to like, leave a comment and share this video on other social networks. Bă, ăsta e AI? Dați-l pe MGK. Don't forget to like, leave a comment and share this video on other social networks. Nu e, e AI sau nu? Cine e Andreea Bostănică și de ce e cunoscută? E o fată din Republica Moldova, are 19 ani și face TikTok. Cam ăsta e CV-ul ei în momentul de față. Totuși nu a... Și amintiți-vă că am citit niște comentarii acum pe chat. Indiferent cât de greu este, la un moment dat, în viață, niciodată soluția nu este a gata, mi-au viața. Nu e aia soluția. Niciodată. În niciun context, niciodată, nu e asta soluția. Spuneți asta, dacă îți vine în gând asta, repetă-ți în gând. Există soluții, există soluții, există soluții. Deblochează-ți mintea, gen. Știi ce zic? Știu că e greu, că viața e grea, frate. E frumoasă, este superbă, dar e și grea. Trebuie să trecem prin anumite momente, trecem cu toții prin anumite momente. Și ce zic? Unii mai devreme, unii mai târziu, unii în mai puțin mai grele, unii mai ușoare sau așa, dar cu toți trecem prin anumite experiențe nasoare și așa. Niciodată soluția nu e să renunți la modul să-ți iei viață. Niciodată. Efectiv, niciodată. Deci soluția asta nu există. Nu există. Înțelegeți? Faci ție un rău. Efectiv, e ca și cum te-ai dat bătut din ceva foarte ușor, la modul ăla. Și ce zic? Nu există. Nu există. A început cu TikTok, mai întâi și-a făcut... Stați așa, că... Așa. Face TikTok. Cam ăsta e CV-ul ei în momentul de față. Totuși nu a început cu TikTok, mai întâi și-a făcut un canal de vlog pe la 13-14 ani. Dar TikTok-ul a fost chestia care a boostat-o cu adevărat în mainstream, făcând și colaborări cu alți creatori de conținut, gen Pican sau Ceanu. În prezent, ea intră în categoria de TikTok Famous Girls și a creat un fanbase acolo, făcând dansuri și trenduri populare pe TikTok. Abia acum, la 4 milioane de urmăritori, îmi permit să postez și 2 TikTok-uri pe zi. Dar... Gen, acolo zicea că la modul când a atins suma aia își permite să posteze 2, la modul că până atunci posta la modul, nu știu, 5 pe zi? Gen, la asta se referă? Știți cumva? Pun un accent și pe lifestyle sau aspectul fizic. Un fel de Edison Ray sau Charlie D'Amelio. Pe lângă cariera de influencer... Bă, faza e că... Având în vedere că ești freelancer până la urmă dacă faci chestia asta, nu ți impune nimeni să postezi un număr pe zi sau o chestie de genul. Adică eu chiar v-am zis, de multe ori v-am zis că am nevoie de o pauză, că sunt așa... Nu, dar ce, gen, la ce se referă? Gen, nu, n-am înțeles, cam puțin tel, băi, frate. Gen, nu am înțeles la ce se referă și de asta zic, dar dacă se referă la ce cred eu, gen, bă, niciodată nu vă forțați
ci mai mult decât trebuie. Știi ce zic? Dați-vă timp să vă și odihniți, frate, că avem nevoie. Corpul nostru are mintea noastră, capul nostru. Avem nevoie de relaxare și noi în anumite momente. Știi ce zic? Bună, Teo, în septembrie vii la Comic-Con? Bă, cred că da. Ești nebun, suntem în mai. Crezi că mă gândesc la septembrie? S-a băgat și pe muzică. Poate cine cam puțin tel, băi! Știe cum prinde. Cam puțin, băi, frate! Da, aia e până la urmă. Melodiile scoase. A patra reclamă, viața aia. Mă, viața aia, nu bag eu reclamă. Sunt de tipul lui. A venit gheață picantă, iar bucați. Can't wait to have fun with you after beach, please. Search around Kovacic 52 on TikTok. Aaaa, deci te-am găsit! Deci gheață picantă e Kovacic ăsta de pe TikTok, am înțeles. Vezi că ți-ai dat de gol! Cap, swipe up. BFF, zici că-s piese falghen. Și cu versuri gen băiatul e prea hat, se încinge. Ulo. Băiatul e prea hat, se în prezent contul e de TikTok a ajuns la 5. Bă, ăsta e mimul ăla cu baba de zicea că stă în așteptare la Digi și trebuie să vină să-i repară televizorul. Bam, râs într-un hal. În prezent, contul ei de TikTok a ajuns la 5,9 milioane de urmăritori. În fanbase-ul ei sunt multe fete la vârsta pubertății. Dar sunt și bărbați în toată firea care așteaptă cu nerăbdare să mai posteze bostănică. Bărbați cu care ajunge să și interacționeze sau de la care să primească daruri. Ajungem și acolo. Mai întâi trebuie să vă spun că Andreea Bostănică a început să-și arate caracterul odată cu trecerea timpului. Nu am vrut să mă laud. Iar astfel de momente au provocat reacții, pentru că persoanele mai mature sunt de părere că Andreea Bostănică overall nu este un exemplu bun pentru fetele care o susțin. În 2023, un fake news a ajuns să fie răspândit, conform căruia Andreea Bostănică nu luase bacul. Iar de aici comentarii gen de deșteaptă, e frumoasă, au apărut. Mulți o puneau la colțul de rușine pentru că n-ar fi fost în stare să ia bacul. Însă era doar un fake news. Bostănică de fapt îl luase. A dat și un răspuns. Această știre a fost pusă de un canal de la noi din Republica Moldova și știrea asta, poza asta a fost preluată de toate posturile de televiziune, gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat, frate, viața mea nu se schimba absolut deloc. Pe mine, faptul că eu nu aș fi dat bacul, nu m-a încurcat pe mine să fiu la fel de fericită. Viața tu e singurul streamer care reușește să facă un video de 15 minute, de 30 de minute. Hai că sunt singurul video, nu toată lumea face așa. Da, corect, corect, corect. Hai că da, dacă e. Te urmezi de mult timp și îți urez baftă în continuare. Așa, apropo, scuipă și zila. Da, da, da. Te pop, Davide, te pop viața aia. Din faptul că eu nu aș fi dat bacul, nu m-a încurcat pe mine să fiu la fel de fericită, să-mi permit orice vacanță, să-mi permit orice haine, să-mi permit să-mi cumpăr pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri. Efectiv, nu am vrut să mă laud. Înțeleg atitudinea. Bă, niciodată, deci mereu mi s-a părut ciudată atitudinea asta de flex gen. Știi ce zic? Gen, de-astea mai aveam până liceu, când făceam miștouri și de-astea. Gen, nu mi se pare o atitudine corectă neapărat. Fiecare face cum vrea, bineînțeles, asta e părerea mea, știți doar. Eu vreau să vă învăț ce cred eu, știi ce zic? Și eu vă să expun părerile mele și așa. Niciodată în viața asta nu există un context în care e bine să te lauzi tu. Lasă-te lăudat de alții, știi ce zic? De multe ori, uite, de la tata știu asta. Mi-a zis întotdeauna fi modest, frate. Și eu îi ziceam în liceu, dar cum mă să fiu modest? Păi dacă sunt șmecher, nu mă lau că sunt șmecher. Că era, aveam mintea de asta de puji, nu știam, știi ce zic? Dar la un moment dat am realizat, fiind modest în viață, viețile mele, vi se deschid o grămadă de portițe, o grămadă. Fiind modest. Și real, dacă ai o viață fericită și îți permis de toate sau așa, în loc să fii orgolios, să te dai mare sau așa, fii recunoscător. Și ce zic? Și rămâi modest, frate. Rămâi modest. Și ce zic? Și mulțumesc și lui Dumnezeu că ești într-o ipostază bună. Nu te lăuda cu chestii, știi? Gen să-i faci pe alții să se simtă prost cum ar veni. Asta cred eu acum. Bine o stilă față de paginile care au răspândit știrea fake. Și înțeleg și... Am intrat doar să spun că semen cu Ronaldo. Bine, tu ești mai frumos. El mai bogat și mai talentat, dar restul nu la unul. Te-am
măi, Vlăduțe, ce faci, viața mea, te pup. Vii pe 30 la Brăila, da, puiul meu vin. Deci la 12 la Brăila Mall suntem acolo. Eu, Imogen și Jaxi. Și părerea asta obosită care a ajuns să fie generală, cum că bacul nu mă ajută la nimic. Dar în contextul în care nu toată lumea vrea să se facă vlogger, cântăreț sau mai rău tiktoker, bacul poate fi folositor. Bostănica a făcut un gest în plus și a ales să se flexeze ca un trapper în fața fanilor ei cu câte a realizat ea fără ajutorul bacului, dând detalii extra ca să știe lumea ce șmecheră e ea. Faptul că n-am luat 10 și 9 la bac nu m-a încurcat absolut deloc să-mi procur recent 3 apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă acele apartamente. Am mutat în București și la fel zilele astea îndeplinesc actele pentru am cumpărat primul meu apartament dintr-o zonă, să zicem, bine, hai să fiu sinceră, din cea mai bună zonă din București. Chiar nu am vrut să mă laud, dar nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o, de tot ce mi-am luat. Și eu când mi-am luat mașina aia, nici măcar nu terminasem, sunt clasa 12, ca să înțelegeți. Ați văzut și voi gestul de bombardier, ca idee așa, să știe fraierii. Bă, și nu s-a oprit, chiar dacă a încercat ea să o lase mai moale cu atitudinea arogantă, arătându-și respectul, vezi, domne, față de oamenii care învață. Să nu înțelegeți greșit, eu respect oamenii care învață, respect oamenii care se autodepășesc și învață mereu, au cunoștințe. Degeaba dacă peste câteva secunde a zis asta. Am să-mi iau și eu cum fac majoritatea, să-mi iau o mașină de fițe și după aia să stau în chirie și să mănânc supă la plic. Dar eu am ales să-mi investesc banii în altceva. Bostanica era atât de băgat în bula ei încât nu s-a gândit că majoritatea... Bă, știi care e faza? Că eu n-am treabă cu ea. Fiecare face cum vrea și cum simte și cum crede ea că e mai bine pentru ea și așa mai departe. Deci eu nu vreau să... Nu vreau să o atac pe ea niciun fel sau să o judec sau așa. Eu vreau în schimb să vă zic vouă să fiți foarte atenți când vă uitați la persoane sau când urmăriți persoane sau așa, să fiți foarte atenți, gen apreciați pentru calitățile lor, dar să fiți atenți și la defectele lor și la ce fel de comportament promovează și așa mai departe. De exemplu, în momentul în care voi vă construiți idealurile voastre și scopurile și așa mai departe, trebuie să aveți în vedere că există două plăceri pe care le consider eu primordiale, într-un fel sau altul. Există o plăcere a orgoliului. De exemplu, hai să caut într-una să fac mai mulți bani, să mă laud, să demonstrez eu la lume că sunt cel mai șmecher, să nu știu ce, să simt nevoia să fiu superior altora și așa mai departe. Faza e că cine o ia pe calea asta, gen, să își rănească într-una orgoliu și așa mai departe, niciodată nu o să fie fericit, pentru că real, când cauți chestia asta, o obții un pic, să zicem că ajungi să obții chestia respectivă, durează extraordinar de puțin, e o plăcere, e o fericire falsă care durează foarte puțin, înțelegeți ce zic? Asta pe care oferă lucrurile materiale, demonstrațiile astea de orgoliu și așa mai departe. În schimb, ce vă recomand eu vouă și cine mă ascultă, mă ascultă, asta e părerea mea, vă zic ca o părere. Cine își urmează, și am vorbit despre asta și pun accent foarte mult pe chestia asta pentru că mi se pare efectiv un lucru esențial, frate, în drumul vostru să vă ascultați întotdeauna plăcerea inimii, gen sufletul. Ce vă îndrumă pe voi interiorul vostru să faceți, la modul să mergeți pe calea voastră ca să străluciți, pentru că fiecare dintre noi e special. Fiecare dintre noi are un scop anume pe pământul ăsta, că de-aia am apărut. Noi avem ceva de oferit lumii. Înțelegeți? Și am citit o carte care cred că vă poate ajuta și pe voi. E Arnold Schwarzenegger, Fii util. Te învață efectiv cum ajungi să fii util. Înțelegeți? Și întotdeauna să urmați plăcerea vieții, nu orgolii, nu chestii care durează o secundă, gen nu valori greșite. Înțelegeți? Asta eu vă zic vouă să fiți atenți de-a lungul vieții, că o să tot apară tot felul de persoane și cu tot felul de comportamente, cu tot felul așa. Învățați să-i selectați astfel încât să vă faceți voi bine vouă și să fiți voi bine. Luați de la fiecare om ce vedeți voi mai bun în el, dar filtrați-l, că fiecare dintre noi are și calități, dar și defecte. Înțelegeți? Deci cel mai important, pui mei, plăcerea inimii. Și aia dacă o urmezi întotdeauna ce simți tu aici, dar ce simți pur și respectându-i pe cei din jurul tău, pentru că fiecare dintre noi, indiferent că suntem prim-ministri, că suntem președinți, că suntem, nu știu ce, Doamne iartă-mă, de împărați, tot oameni suntem. Să avem respect unul față de celălalt, înțelegeți? Urmând calea asta pe care o simțiți voi în adâncul sufletului, în inimă, o să simțiți o împlinire. Așa găsiți fericirea adevărată. Și în momentul în care sunteți pe drumul vostru,
Că o să simțiți, o să simțiți bucurie și atunci o să vi se întâmple tot felul de chestii minunate. O să întâlniți partenerul de care aveți nevoie, o să se schimbe toată viața voastră în bine. Înțelegeți? E vorba doar să vă construiți încă de mici niște valori sănătoase, care să vă ajute, nu să vă pună piedici. Știți ce zic? Tatea. N-are treabă cu... Deci eu nu vreau să atac pe nimeni aici, eu nu judec pe nimeni, eu doar vreau să vă zic vouă cum văd eu lucrurile și sper din suflet să vă ajute. Înțelegeți? Fanilor nu sunt ca ea, iar felul în care a zis lucrurile alea nu reprezintă motivație pentru oameni. Ea doar se fălea cu ce are într-un... Nu calea noastră ca singuri, în schimb calea lui Dumnezeu. Viața mea, fiecare vede lucrurile cumva. Sunt unii care nu cred în Dumnezeu sau nu cred așa. Eu știți foarte bine că eu nu cred, eu știu că e acolo și mă ajută și așa. E acolo o forță care ne ghidează ușor, ușor, dar trebuie să și ascultăm, că ne ghidează prin sentiment. Înțelegi? De asta e important, dar cam puțin te l-ai atins mingea, Teo, ne uităm imediat și la veci. În mod nesimțit, iar să mănânci supă la plic și să stai în chirie după părerea ei e cel mai odios lucru. Ce prezență, te salut, te pop, eu nu te pop viața mea. Sorb tăiței aia, v-am dat exemplul ăsta cu bacul ca să înțelegeți că bostănică prețuiește de... Și eu mai mănânc cu cesii supă la plic. Mult banii și alte lucruri. Crezi că contează? Bă, sunt anumite plăceri, frate, în viață care nu... Gen, nici nu contează dacă ai bani sau nu. Credeți că nu-și permite nimeni, frate, să-și ia o pâine cu roșii și cu brânză și e cel mai bun lucru, aproape ești nebun la cap? Păi cum intră, frate, o brânză cu roșii, cu pâine de-aia proaspătă caldă, povara și să fie cald, să mănânci așa rece, frumos? Și cât poate să coste, ești nebun? Știi ce zic? Adică nu e vreo delicatesă, vreo nu știu ce să-și permită doar oamenii bogați. Sunt niște plăceri care îți oferă aceeași fericire, frate, și dacă mănânci caviar sau mai știu eu ce. Uneori îți oferă mai multă plăcere. Știi ce zic? Materiale. Nimic neobișnuit aici. Te sparte în silabe cuvântul broscoi. Forță. Dar documentându-și viața pe TikTok, am putut vedea cât de și departe... Și cu niște ceapă, corect, Cristina. Dar eu n-am zis ceapă, că dacă m-auzea Cesi, pleca dreapta un pic, că nu-i place ceapa și când îi râgâi odată ceapă sau usturoi, mâncați aici gura ta. O văd cum face așa și cade, o amețește, mâncați aici gura ta, devine așa. Că eu când mănânc viețile mele, eu nu mă joc. Eu nu iau o guriță de ceapă sau așa, iau mâncați-și cu ratale, mănânc ca pe măr. Și usturoiul ăla, eu nu pun un pic așa, eu îl iau mâncați-și cu lingura, ca pe ciorbă îl mănânc, ca pe ciorbă. Și când râgâi odată mâncați-și gura ta, o ia amețeala, o văd cum mi se plimbă ochii. Mamă. Și zice, fuolo, ce ai mâncat? Și aia e până la urmă. Înțelegi? Că dacă nu mănânc cum trebuie, după aia e cam puțin tel, măi. Un pic cam puțin, băi, frate. Știi ce zic? Poate ajunge această dorință de a avea mai mult și mai mult. În același timp se poate vedea o dorință de validare. Vrea ca lumea să știe că are bani. Vrea ca lumea să știe că primește cadouri. Vrea să se asigure că noi ne știm locul, că nu suntem ca ea. Acum ne întoarcem la bărbați în toată firea. Piesa de rezistență în fanbase-ul ei. Andreea Bostănică a și interacționat. Teo, când erai adolescent, îți luai barba cu lama Sauras, cum ți-ai crescut-o? Piața, eu mă tundeam cu mașina de tuns. Eu sincer cred că e un mit ăla cu dacă te faci cu lama, îți crește mai mult sau ceva. Dar nu știu cu siguranță. Salut, Teo, azi am aflat că profesorul meu de mate te cunoaște. Bă, ești nebun, îl pup, frate, îl pup. Acționat cu acești oameni periodici, unul din ei, milionarul Victor Micula, milionar pentru că deține Național TV și European Drinks. El a dezvoltat o... Pe două luni și eu o iubesc la fel. Mă bucur că prietena ei cea mai bună cameo cheama este langa mine. Viața mea, tu faci tot ce ține de tine, fără așteptări, fără pretenții și mergi mai departe, asta este. Dacă vezi că nu se poate și nu se poate, accepți și mergi mai departe, n-ai ce să faci, nu rămâne blocat acolo. Simpatie pentru Bostănică în 2022. Din câte am înțeles, îi dona pe TikTok, dar au și făcut live-uri împreună, care decurgeau cam așa. Foarte bine, dar mă cunoști că eu sunt o persoană directă, trece la subiect. Jucăm două din... Forță, mi-a leșinat camera, două secunde. Stați așa un... Leșination the cameration. One second, please. One second, guys! Haide, bă, merge! Gata! Aia zic. All good, all good. Întâi. Da, bine. Nu te bat. În 3 luni vei deveni oficial soția mea.
Mama mea, vă rog eu frumos, oricum pierdem, e clar, adică n-avem cum să câștigăm în fața lui. Accept sau nu accept? Da, accept, hai. De menționat că Bostănica avea peste 18 ani, dar tot se simțea incomod atmosfera din aer. Dar putem înțelege că o făceau pentru live, pentru donații, glumele lor. Făceau un show pentru oamenii care se uitau. Când conținutul Andreea... Clipul cu Dorian din mall, Dorian știe viețile, e clipul lui. Nu știu să mă zic. De ce moare camera mereu? Că rămâne fără baterie, puiule, și trebuie să-i schimb bateria. Însă mai matură, au început să apară zvonuri. Andreea Bostănica e gravită. Poze o... Bostănică editate în Photoshop. Andreea Bostănică merge în Elveția și toate tâmpenile. Niște copii nu stau să inventeze lucrurile astea. Atât, șmecherii. Deci poza asta este edit. Am văzut. N-am avut nicio... Păi vezi, n-am avut nicio treabă cu Victor. Aici tind să o cred. Pare că ea și cu mama ei... Lasă-o și tu stinsă. Ai tu pe o să zici asta în față, Tibi? Zi, ai tupeu? Plinate să facă bani din cariera Bostănicăi. Și știți că au mai fost cazuri cu Andra Gogan, cu Delia sau alte persoane publice editate în anumite ipostaze. Ciprian Lospa are un videoclip pe subiect. Însă, în 2024... Se par de cea mai joasă speță persoanele care falsifică poze de genul ăsta sau care le răspândesc. Jale. Vă fie rușine, pe bune. Unii au început să creadă că Andreea mai face bani și prin alte mijloace. De exemplu, din generozitatea bărbaților înstăriți din Dubai. Mă uit după aia viața aia, dar n-o să-ți fac promovare, să știi. Pentru promovări ai prețuri acolo în descriere. Sunt văzut de două ori într-o săptămână, dar nu și în zi sau în lună mă aflu. Ce sunt eu? Sunt văzut de două ori într-o săptămână, dar nu și în zi sau în lună. Mă aflu. Ce sunt eu? Weekend? Bine, ești Elena. La ușă. Eu nu înțeleg cum e posibil așa ceva. Super, de Doamne. Wow. N-am mai văzut așa flori frumoase. Bă, dar real... Cât strand ai vrut să-mi dai aici, frate? 5, 10, 20... Cred că sunt mai mult de 100? Nu cred. Nu, cred că sunt 100. Bă, ce se întâmplă? Uite, cu buchetele astea așa mari. Le primește cineva. Ce face cu ei atât de mulți, gen? Ai cum să-i bagi într-o vază sau ceva și să nu moară, să se ofilească în 12 ore sau cât durează? Sunt 500? Gen, nu știu, mi se par niște cadouri care, nu știu, nu prea au așa sens să iei 1 milion de trandafiri care... Știi ce zic? Nici n-ai cum să ai grijă de ei, să zici că mai rezistă câteva zile după aia, știi ce zic? Gen de banii aia mai bine iei un buchet mai mic de flori, frumos, nu zic să dai 1 milion pe el, îți iei un buchet frumos, dar să iei altceva pe lângă care mai rezistă, că ăsta real, nu știu, asta e părerea mea, acum nu știu. Dar 500 de șaorme de la Nicu Balș cum erau? Vai de mine, Tibi, nu mai spune așa că mi se ridică părul pe ceafă! Tibi? Mi-a dus și mie o șaormiche? Dar uitați ce am primit. Am ieșit, m-am dezabonat, te pup, Davide. Numai bine îți doresc viața, da. Primul meu Rolex. Am primit cadou Rolex. Un ceas Rolex. Din cauza asta a apărut un wave de meme-uri cu Andreea și Abdul, un nume comun în lumea arabă, ales de oamenii care au făcut meme-urile ca să facă mișto de situație. Ăsta e un videoclip care a tot circulat. Andreea împreună cu un bărbat mai mare decât ea într-un bine club. Tu? De aici s-a speculat că ar fi sponsorul principal, de unde primește și cadourile. Dar astea sunt doar zvonuri. Nu a fost confirmat nimic. Însă deja e știut pe tot globul faptul că în Dubai merg multe fete, modele de pe Instagram. Cam puțină baterie la cameră, Teo. Cam puțin, Teo. Pentru socializarea. Primește vreo 7 Rolex-uri pe zi? Bravo, spunem ei, cu acei oameni de afaceri arabi. Nu știm dacă Bostănică face la fel. Oricum, păi oamenii face cu ei, care au reacționat nu au avut o problemă cu ce face ea sau cu modurile în care își obține bunurile materiale în viața privată. Dar au avut o problemă când Bostănică a afișat comportamentul ăsta în fața fanilor ușor de influențat. Dar problema este ce exemplu dă, frate, pentru că, ok, foarte corny approach-ul ăsta, dar literalmente este... Salutare,
Te pup, fita, te pup viața mea. Foarte, foarte real, din punctul meu de vedere. Din cauza faptului că, bă, ați văzut, intri la oricare videoclip a ei de pe TikTok, îs minim 5, 6, 7, 8, 9, 10 conturi care au poza ei și numele ei și îs fanpage. Oamenii care te respectă n-ar zice, bă, frate, uite, omul ăsta părea așa, un om bun, un om modest, știi? Și vine și îmi zice mie că face cât face mama mea. Întreb. Real vorbind, ce pot învăța niște fetițe de la Andreea Bostănică? Să pună preț pe niște pungi de firmă în mijlocul livingului? Să idealizeze niște standarde de frumusețe în care nici măcar Bostănică nu se încadrează? Ce înseamnă asta? Bă, dar parcă am văzut și eu chestia asta cu flexul ăsta. Bine, l-am mai și întâlnit, de fapt. Nu neapărat numai aici. Cu asta, vorba asta, cu... Păi eu fac, frate, cât face... Fac părinții tăi în, nu știu cât, în 17 ani jumate. Păi și... Bă, frate, dacă tu ai o situație fericită, gen, de ce trebuie să faci pe altcineva să se simtă prost pentru chestia asta sau să te flexezi cu chestia asta? În loc să fii recunoscător, frate, că tu ești așa, nu da peste nas unor oameni care, real, sunt sigur că fac tot ce pot, ești nebun și se chinuie și își rup cărca, ești nebun la muncă doar ca să, doar ca să asigure o mâncare sau gen un acoperiș deasupra capului familiei lor, știi ce zic? Se par nasoale rău de tot lucrurile astea, flexurile astea nasoale, gen când nu știi, când nu știi efectiv... condiția respectivă, cum au trăit ei, cum au făcut sacrificiile pe care le-au făcut sau așa. Arunci așa niște vorbe că ai o situație mai fericită, gen, și ai noroc de niște chestii ușoare din viața ta, îți dau niște oameni bani sau whatever, sau trăiești din donațiile cuiva sau așa. Dar și dacă ești realizat pe cont propriu, nu mi se pare o chestie normală să o spui, păi, ca un flex și ca... O chestie de asta gen, păi eu fac, frate, cât face tot neamul tău într-o lună. Ok, și nu vezi ce car- din momentul în care ai auzit asta de la cineva, îți dai seama de caracterul lui, care e zero, gen, aproape. Gen, zero barat e direct dacă a zis cineva ceva de genul ăsta. Neștiind situația, neștiind nimic, știi ce zic? Și caracterul mi se pare mult mai important decât câte chestii scumpe ai, câte mașini, câte apartamente, câte, știi ce zic? Stai să dau cu astea. Știți care e faza? Eu mă bucur când mai apar, când se face tam-tam pe niște chestii greșite, pentru că învață cât mai multă lume cum, care sunt valorile de fapt, gen, știi? Și ce e cu adevărat important, că probabil sunt unii copii, frate, care nu realizează, gen, ei pur și simplu văd, le place și nu fac legătura, nu fac diferența între, bă, e corect asta, nu e corect asta, oare... face bine ce face și ei pur și simplu văd și replică, știi? De asta e, bă, nu știu, unii nu realizează, frate, că dacă ai un following, vine cu, un following nu e doar, a, ce tare e, ce atenție am eu, ce nu știu ce, vine cu o responsabilitate, frate. Ridicați-vă la înălțimea responsabilității respective, sunt oameni care vă urmăresc și trebuie să-i înveți de bine, bro, trebuie să le dai exemple concrete ca să se construiască după aia ei, să se ajute de chestiile alea, ca să ajungă la cea mai bună variantă a lor, nu-i nenoroci. Nu le da chestii greșite care o să-i îmbârlige, gen, știi ce zic? E gata piesa? Nu știu, frate, ce să zic, cam puțin tel, măi, un pic cam puțin, băi, frate. Sau ceva mai grav, să fie permisivă cu... Au luat-o razna toți cu bani și haine scumpe. Păi știi care e problema, bro? Pentru că asta se promovează excesiv. Și știi care e faza? Că, bă, ok, îți permis să iei niște haine. Acum nu zice nimeni să nu le iei dacă îți permiți și îți plac ție. Dar nu o da ca și cum hainele alea te fac pe tine șmecher. Sau că ai hainele alea, ești superior față de ceilalți. Nu, în niciun caz, bro. Că și eu, bă, real, și eu am încălțăminte scumpă, dar m-ați văzut vreodată pe mine, frate, să am arfe de-astea cu, păi nu vedeți, bă, ce aveți, ce am eu în picioare și ce aveți voi, că fac nu știu cât și nu știu ce. Nu, pentru că e greșit. Eu am chestiile alea că îmi plac mie și gen îmi place mie să mă îmbrac cu ele, dar niciodată nu, nu zic, păi stai mă, uite ce am eu în picioare, cine sunt eu. Nu, pentru că e vorba de caracter, e vorba de valorile pe care le ai, e vorba de respectul pe care l-ai față de ceilalți, indiferent cu ce ești îmbrăcat. Înțelegeți? Niciodată nu se judecă un om după ce haine are sau viețile mele, fiți atenți. Vă spun sincer, am cunoscut la un moment dat un, deci e puțin să zic milionar, multimilionar, frate. Știți cum era îmbrăcat?
avea tricou alb și avea urmă, dar nu urmă la modul de transpirație în ziua respectivă, avea pată de transpirație, puii mei, aici pe tricou. Gen, real, dacă stăteai să-l judeci după haine, nu te dai doi bani pe el, dar el, într-o secundă, putea să-și ia absolut orice voia. De ce? Pentru că nu punea preț pe chestiile de genul ăsta, că nu l-a ajutat cu nimic. Nu avea nevoie de nicio afirmare, de nicio aprobare, de nicio nimic, înțelegi? El știa că tot ce e cel mai important e aici, e atitudinea și aici, înțelegeți? Aia e tot ce contează, nu hainele, nu nimic. Ok, dacă vă place vouă, nu zice nimeni să nu vă luați. Că e vorba și de gusturi, e vorba de ce vă place vouă, ce vă face fericiți. Dar niciodată să nu vă considerați superiori prin faptul că aveți anumite chestii, gen. Știți ce zic? Respectul e foarte important pentru că real, respectându-i pe alții, real vorbesc. Nu e doar o vorbă, te respecti pe tine. Ai demnitate față de tine, știi ce zic? Bărbați de 30 de ani. Accept sau nu accept? Unde să mai pun atitudine? Cineva cine să îmi dea sfaturi, îi îmi place cam de 4 ani de cel mai bun prieten, însă nu îi spun din frică că voi strica prietenia, însă nu mai pot tine în mine, când îl ivid cu altcineva, chiar dacă nu arat, doare. Viața mea, trebuie să spui o întrebare. Dacă nu-ți plăcea de el, mai erai prieten cu el? Că eu, sincer, tind să cred că între o fată straight și un băiat straight, rare ori există doar prietenii acolo, știi ce zic? Se întâmplă, sunt și cazuri, nu zic că nu e imposibil sau ceva. Dar eu din experiențele mele, relațiile mele de prietenie cu fete, și nu vorbesc aici de iubite ale tovarășilor sau ceva, că suntem prieteni practic prin alianță, cumva, știi ce zic? Întotdeauna ori îmi plăcea mie de fata respectivă și de aia eram prieteni, ori îi plăcea ei fetei respective de mine, știi ce zic? Puneți întrebarea dacă îți mai plăcea de el, mai erai prieten cu el, și real, nu știu, dacă îți place de el, e greu să fii prieten cu o persoană de care îți place, real, știi ce zic? Nu vă mai blocați în chestii, înfruntați-le, duceți-vă spre ele, vedeți ce se întâmplă și aia e, dacă nu iese, mergeți mai departe. Atitudine arogantă față de alții, cu limbajul ei de trapper. De asta eu sunt aici. De asta am făcut eu în 20 de minute cât nu faceți voi în 3 luni de muncă. Deci nu cred că o zis așa ceva. Nu înțeleg de unde. Uite, exact ce vorbeam, exact ce vorbeam mai devreme. Faza aia o văzusem și eu. Majoritatea banilor pe care îi are în prezent vin din donații, din live-urile de pe TikTok. Adică tot de la oamenii straight, adică viața mea, eu sunt un bărbat straight, adică îmi plac fetele, știi? Fetele straight le plac băieții. Nu am vrut să am generalizez ca să nu sare nimeni în cap, și ce zic? E puțin cam putință. Te pup, băi, Sam. Aia zic. Cine care se uită la ea, să vină acum să spună că a ajuns acolo prin puterile și inteligența ei, ar fi cea mai mare minciună. Gen, am vrut să se înțeleagă exact ce vreau să zic, știi? Vezi că au contribuit și vlogurile, cariera muzicală, acting-ul, dar sumele care vin din direcția aia sunt incomparabile cu donațiile de pe TikTok. Pe TikTok a contat mult aspectul fizic, iar împreună cu mama ei și-au dat seama cum să exploateze asta. Locuiește cu mama ei, măsa o filmează, merge cu ea în club, fac totul împreună. E supravegheată, nu face după capul ei. Totuși încă nu am auzit pe nimeni să vorbească despre... Tare rău, barcadă pe tricou, cu aia mergi la Brăila. E un alt motiv pentru care Bostănică s-ar putea afla în Dubai. Și mi se pare mult mai plauzibil. Nu cred că ea e singura tiktokăriță pe care ați văzut-o să se mute acolo. Dubai e paradis fiscal. E renumit pentru impozitul zero pe venitul personal. N-au taxe în comparație cu state europene, unde se ajunge și la 55%. Mulți tiktokeri merg acolo să-și obțină fiecare bănuț din donații. Aleg să stea o perioadă până își fac banii, după se întorc în țară. Nu cred că Bostănică o să se mute vreodată acolo. Ea, printre oamenii aia bogați, e un nimeni. Pentru publicul din România sau Moldova simte ea nevoia să se flexeze, unde nivelul de trai e mai scăzut. Un gest josnic. Cum a răspuns Andreea Bostănică la toată drama? A postat un vlog cu titlul "Răspunsul meu, nu mai suport", cu un thumbnail alb-negru în care părea că e devastată de situație. Stați puțin. Bă, mi s-a stins monitorul. Se pare mie sau fata asta? Sau era de la alb-negru în care părea că e devastată de situație. Mamă, ce m-am panicat, băi, vițe, am crezut că mi s-a stins mie monitorul, gen. Unii oameni când se simt amenințați încearcă să se laude cu ce au. Bă, da, dar nu cred că e cea mai bună variantă, gen, știi ce zic? Te simți amenințat când n-ai încredere în tine.
zic eu. Bine, te simți amenințat când îți zice unul, vezi că te omor. Nu vorbim de chestia aia, ce zic. Dar e vorba de asta, eu înțeleg, dar... Nu știu, păi și așa, ok, te simți amenințat, așa trebuie să reacționezi, eu nu cred. Eu nu sunt de părerea asta. Și ceva cu mine, Gabi, nu știu dacă, nu știu ce mă joc azi, te pupuile. Mie sau fata asta și-a pus filtru și în thumbnail. Bineînțeles că după ce dați pe videoclip, vă dați seama că era sarcastică. Astăzi o să aflați răspunsul meu și adevărul este că... Mi-a fost dor de voi, invidioșii mei, ce faceți? În fine, s-a încercat o eu glumă. Eu zic să stăm la masă și să mâncăm prune uscate. Încercat. Nu-i mai rău. Întâi zice foarte clar că nu retrage absolut nimic din ce a spus. Începem prin faptul că nu-mi retrag absolut niciun cuvânt. Îi pasă atât de puțin de păreri încât se mândrește că putea să dea strike-uri pe YouTube la toată lumea, dacă-i păsa cu adevărat. Din câte vedeți, absolut niciun video nu este șters. Toți vloggerii care au făcut clipuri despre mine, voi vă cunoașteți, băieții ăștia. Știți că pot să vă dau clipul jos și pot să vă închid și canalul. Da? Să dau un pumn în telefon. Din câte vedeți, eu nu fac asta pentru că eu înțeleg că este munca lor. Eu sunt aici, toate clipurile sunt pe YouTube. Eu vă las să trăiți fericiți. Să faceți bani în continuare. Bă, ok, respect că nu dă strike, dar chiar era necesar să arunc... Deci după ce îi sare toată lumea în cap și îi spune niște chestii pe care le consideră ei greșite, ea nu are nicio treabă, gen, nu e de părerea asta deloc, gen. Unii oameni se simt, încă o dată mi-a apărut asta. Bă, știi care-i faza? Uite, mie dacă... Uite, dacă voi pe live din 3000 de oameni, dacă... Și 500, dacă îmi ziceați o chestie, bă, îmi puneam semne de întrebare. Gen, ziceam, bă, dar de ce zice lumea chestia aia? Gen, nu vă ignoram complet. Știi că real când zice, bă, nu zice unul, nu zic doi, nu zic trei. Dacă zice mai multă lume o chestie, nu spui niciun semn de întrebare, gen? Nu știu, mie mi se pare ciudat. Arunce vorba aia cu v-am lăsat să faceți bani, m-a lăchit Andreea Bostănică, pe scurt. Gen, vreo 3 live-uri zis să joci no players online. Păi sărăcilor... Fii atent, deci după ce reacționăm la clipul ăsta, mă uit să văd ce înseamnă aia. Mai și mâncați de pe urma mea. Tot vlogul e presărat cu aceste aroganțe. Comentariile astea rele chiar m-au afectat. Tu ești perfect în felul tău, te auzi și te iubesc. Nu pui mic, nu e nimeni perfect pe lumea asta, înțelegi? Nu e vorba de asta, nu există om perfect. Când citeam comentariile, nu vedeam comentariile, că primeam TikTok-uri Univers și lei și nu vedeam comentariile. Dar vă dați seama, oricum, m-am culcat cu o tristețe în suflet. Bă, vă dați seama unde am ajuns? Ea se flexează că primește Universuri pe TikTok. Ne reamintește că e cea mai populară, că face bani, că plătește impozite la stat, că toate familiile noastre la un loc. Eu știam că sunt cea mai populară. Uite, vă întreb o chestie. Ajungeți într-un punct în care aveți o grămadă de bani, să zicem că avem milioane de euro, aveți tot ce vreți voi, dar jumătate țară nu vă suportă. Ați fi fericiți? Sincer vă întreb, gen de curiozitate. Sunt curios eu. Când vine clipul din Japonia, cred că mai durează un pic. Sunt trei clipuri și o să vină în curând. Pe TikTok. Am văzut te pop, Daviduțu. Mi-a plăcut cum am ies ize. Da, nu. Normal că nu. Ai făcut ziua mai frumoasă. Bă, sunt anumite chestii mult mai importante decât bani. Wow. Păi, iartă-mă că n-am putut să mă bucur că sunt aici pe vibe-ul ăsta și sunt în subiectul ăsta. Te pup, îți mulțumesc din tot sufletul. După clipul ăsta facem și promovarea, bine? Mulțumesc din suflet de donație și îmi pare rău că a fost o reacție energiles, dar sunt în subiectul ăsta, gen, sunt un pic șocat așa. Banii sunt necesari, frate, îți oferă un anumit confort și nu zic că nu-ți trebuie bani sau că nu trebuie să muncim pentru bani sau așa, dar nu sunt totul. Nu sunt totul. Deci chiar nu sunt totul, bro. Și când ajungi să faci niște chestii
să ajungi să te intereseze doar banii, o să vezi că niciodată nu o să fii fericit. O să alegi toată viața după bani și niciodată nu o să fii fericit, că întotdeauna o să vrei mai mult, pentru că nu ăla e scopul. Gen, îți trebuie bani, bineînțeles, ne oferă un confort, ne luăm chestii, ne mâncăm cu bani, ne luăm ce ne place și așa mai departe, cu ei trăim. Dar nu sunt totul. Înțelegeți? Și trebuie să înțeleagă toată lumea asta, că nu sunt totul. Știi ce zic? Și dacă ai o situație mai fericită sau așa, repet, nu cred că asta e soluția, să-i pui pe alții într-o situație mai așa că ai tu bani sau așa, știi ce zic? Unii sunt un pic mai norocoși, unii sunt puțin mai nenorocoși, știi ce zic? Din țară, din Republica Moldova și România, știam asta. Și plus pe lângă asta, bă, sunt mulți copii, frate, care real n-au apucat să facă ei nimic, gen trăiesc doar cu ce le dau ai lor. Ce vină au copiii respectivi că nu-și permit părinții lor o mașină mai așa sau să le dea bani să-și ia nu știu ce haine. Săracii fac tot ce pot, frate, și stau și săracii și iau bulii că nu-și permit părinții lor să le dea chestii, cu toate că sunt sigur că fac tot ce pot. Și ce zic? De asta vă zic că știu că mă urmăresc mulți puși, mulți copii și de asta, bă, niciodată, frate, să nu... Gen, nu are sens să dați bully pentru chestii de genul ăsta, pentru lucruri materiale, că nu alea sunt cele mai importante. Respectați omul pentru ce e el și pentru caracterul lui, nu pentru lucrurile materiale sau pentru astea. Și ce zic? Și repet lucrul ăsta de câte ori e nevoie, că e foarte important. Și poate unii nu sunt de acord cu mine, dar la un moment dat o să li se pară rău că nu au înțeles asta de mai devreme. Știi ce zic? De câțiva ani, că de câțiva ani sunt cea mai populară adolescentă de vârsta mea, dar nu am vrut să mă laud. Dar ne și povestește de ce și-a luat atitudinea asta. Am intrat pe live, o zi obișnuită, și mi-au intrat cred că vreo 10 persoane care scriau doar înjurături și cuvinte urâte. Și eu m-am enervat și pe emoțiile acestea de enervare, pe care probabil nu trebuia să le am, când am zis invidioșilor, nu m-am referit la toți oamenii care mă urmăresc. Continuă pe subiectul cu bărbații care i-au trimis cadouri. Din păcate nu pune foarte mult accent pe asta. Vorbește vag și completează prin a spune că fetele haterițe au standardele prea joase. Nu am... A intrat viața aia în parapet. Aflat de la cine sunt cadourile. Eu primesc cadouri scumpe și buchete de flori. Asta înseamnă că eu mă văd cu moși și cu oameni milionari. În primul rând, îmi pare foarte rău că părinții voștri v-au educat așa, în special fetele, cu standarde atât de mici. Adică vouă vi se pare ceva ireal ca un băiat să vă simpatizeze și să vă dea un buchet de flori. Fiți mai mândre cu băieții. Lăsați omul să vă curteze, să vă cucerească frumos, să vă dea un buchet de flori, să fie o normalitate să primiți flori în fiecare săptămână sau măcar o dată. Nu le mai achitați masa când ieșiți în oraș, că majoritatea fetelor care îmi dau hate asta fac. Ele se văd cu bombardieri, iertați-mă de expresie, le mai achită și masa, le mai dau bani de păcănele. Cam acesta este contingentul care îmi scriu mie comentarii de hate. Așa că un sfat de la mine... Fiți puțin mai respectuoase, respectați-vă pe voi. Pe la sfârșit, ea trage concluzia că de când a apărut tot valul de reacții, numai bine i-a mers. A crescut în followeri, în relevanță. Aia-i tot ce contează. Și dar nu știu cum merge chestia, dar îmi merge foarte bine, efectiv, de când s-a început tot valul ăsta. Păi deci parcă Dumnezeu a zis poftim. Efectiv, am crescut, nu cred că am mai crescut cineva în România, pe Instagram, încât am crescut eu luna asta. Și să înțelegeți de ce eu astăzi sunt și aici. Și care e faza când crești din scandaluri și din chestii de genul ăla, lumea îți vine doar ca să urmărească momentul ăla, nu rămân, gen, știi ce zic? Nu, Bogdan, n-are treabă. Bă, chestia asta cu fetele care plătesc sau așa, într-o oarecare măsură îi dau dreptate, gen... E datoria bărbatului să plătească, să curteze, să vezi, adică clar asta. Dar degeaba zice lucrurile astea dacă până acum a zis numai așa și real ea nu se flexează cu un buchet de flori, se flexează cu 3 buchete de flori de câte 1000 de trandafiri, știi ce zic? Și ea zice că e o normalitate chestia asta. Adică una e un buchet de flori și una e 3 buchete de câte 50 de milioane. Și ce zic? Aia nu e normalitate. E tare dacă poți, dacă își permite cineva să facă chestia asta, e frumos, dar nu o prezenta ca normalitate, că faci lumea să se simtă prost și să înțeleagă normalul diferit. Și ce zic?
cu acest vibe și de ce voi sunteți frustrați, unii din voi, pentru că nu zic că toți, am oameni extraordinari care mă urmăresc. În prezent, comentariile nu prea sunt de partea ei, fiindcă în videoclip a aruncat niște săgeți spre oamenii care au vorbit despre ea, printre care Snick și The Real Red. Iar băieții au și ei comunități destul de mari care o să le țină parte atunci când este nevoie. Nasol că la nivelul ei nu are un PR să o ghideze ce să spună și mai ales ce să nu spună. Lăsată de capul ei și îndemnată probabil de maică-sa, a dat un răspuns care a pus-o într-o lumină proastă. La sfârșitul zilei, nimeni nu apreciază un om lăudăros. Nu am vrut să mă laud. Dacă ai realizat niște lucruri, nu le freca în fața oamenilor care te susțin, pentru că dai dovadă de lipsă de respect față de aia care te urmăresc și, de ce nu, față de părinților care au jocuri obișnuite. Una e să-ți expui succesul pentru a motiva și alta e să zici că faci tu în două zile cât fac alții în trei luni. Asta a fost faza cu Andreea Bostănică. Acum mă bag să-i zici că m-a auzit Dumnezeu, mâncați-și gura ta. Bă, real, dacă aș mai zice încă ceva, eu cred că am atins toate punctele. Dacă aș mai zice încă ceva, cred că mă repet și cât mulți dintre voi v-ați plictisit deja de câte ori m-am repetat, dar am simțit să repet pentru că nu vreau să înțeleagă lumea niște chestii greșite, să-și facă niște idealuri greșite. Știi ce zic?